Dragi colegi, vă rog frumos să revenim. Ne-am luat pauză puțin mai mult. Revenim în ședința de plen. Vă rog frumos să vă luați locurile. Văd că colegii din partidul, din fracțiunea Partidului Socialiștilor au avut nevoie de pauză pentru altceva decât... Dragi colegi, vă rog frumos să vă luați locul. Dragi colegi din fracțiunile parlamentare, vă rog frumos să vă luați locul. Și colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor, la fel vă rugăm să luați locul. Ați luat o pauză, trebuie să ne faceți eventual o declarație. Noi am făcut o poză de familie, dragi colegi. Acum vă rugăm, gata, pozele au fost făcute. Vă mulțumim jurnaliștilor și nu, vă rog frumos, dacă aveți declarații, să luați loc și o să invit la tribuna principală pe președintele... Vă rog frumos să luați loc absolut toți deputații. Dați-mi voi, vă rog frumos, să dau cuvântul doamnei Greceane, președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor, să ne anunțe eventual dacă au discutat ceva la fracțiune și sunt... Vă rog frumos, doamna Greceane. Domn președinte, este solicitarea de luare de cuvânt de un anunț de la tribuna centrală. Vă rog să o oferiți colegilor mei. Mulțumesc frumos. Domnul Dodonul, să vă permit să luați cuvântul și să veniți cu o declarație, dar pentru asta am să rog restul colegilor să iei loc. Dragi colegi, vă propun să luăm o pauză, iar eu în calitate de președinte a Parlamentului rog frumos fracțiunea Partidului Socialiștilor să vă vizitez, să discutăm, să vedem eventual, nu dau cuvântul, deoarece dacă este regulamentul Parlamentului pe care trebuie să-l respectăm. Ori se așează toți deputații la locurile lor și eu vă dau cuvântul, ori respectând regulamentul propun o pauză de jumătate de oră și sunt gata să discutăm în cadrul fracțiunii Partidului Socialiștilor. Dragi colegi, domnul Dodon ne roagă să oferim cu încălcarea regulamentului cele 15 secunde. Domnul Dodon, vă rugăm frumos, poftiți, aveți cuvântul. Stimați colegi, stimați concetățeni, de fapt, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, într-un stat capturat, este vorba de uzurparea puterii de stat, inclusiv ceea ce face președintele Parlamentului, care nu dă curs inițiativelor legislative ale deputaților. Noi astăzi am abordat mai multe subiecte importante, ceea ce țin de problemele sociale, compensații la tarife, situația în medicină, demisia celor care au fost implicate în furturile de miliarde. Președintele Parlamentului și unii deputați nu au dat curs acestei invitații. De aceea noi astăzi am blocat tribuna Parlamentului și cerem în mod categoric ca președintele Parlamentului să nu utilizeze Parlamentul ca un club de familie, poate este obișnuit în acest sens, dar în alte părți, și să pună la vot inițiativele deputaților. Și domnul Candu, vă chemăm la covior la socialiști, acum în fracțiune, dacă doriți, să deblocăm tribuna, pentru a avea o discuție sinceră la acest subiect. Și nu jumătate de oră, o oră jumătate, două, dacă vreți și sunteți curajos și nu vă temiți să discutăm despre toate problemele care sunt. Socialiștii insistă categoric pe demisia celor care au fost implicați în furturile de miliarde, pe aprobarea unor decizii de compensări nominative pentru tarife, pe rezolvarea problemelor în medicină și pe alegeri parlamentare anticipate. Noi vom insista și vom merge cu această abordare atât timp până când voi nu o să acceptați poziția susținută de 70% din cetățenii Republicii Moldova. Acum, domnul Candu, poftim, mergem la
fracțiunea socialiștilor. Vă mulțumesc foarte frumos, domnul Dodon. Vreau să anunț plenul Parlamentului și cetățenii Republicii Moldova că toate propunerile au fost supuse votului, cele care au fost înaintate de către Partidul Socialiștilor, și luând în considerare că mai este o ultimă propunere pentru ordinea de zi, aș vrea să o pun și pe asta, să o supun votului, însă pentru... Domnul Hotineanu, vă rog frumos! Domnul Hotineanu, vă rog frumos, da, nu intrați... Eu... Nu, domnul Hotineanu, eu vă rog frumos să încheiați dezbaterele. Vă rog frumos, dacă există vreo... Domnul Hotineanu, vă rog frumos, numai puțin, un minut. Dacă aveți de obiectat în privința comportamentului unui coleg, vă rog frumos să sesizați acest lucru, să-l remarcați în plen, iar comisia juridică va lua anumite atitudine. Vă rog frumos... Vă rog frumos, noi vorbeam despre grădinițe de copii din Găgăuzia, iar... Vă rog frumos, doamna Greceanu, mă adresez în calitate de președinte a fracțiunei. Vă rog frumos să respectați într-o tocmai regulamentul Parlamentului și să discutați cu colegii să-și retragă dispozitivele sonore. Vă rog frumos, doamna Greceanu. Domn președinte, stimați colegi deputați, colegii mei își vor retrage toate dispozitivele sonore și vor reveni la locul de muncă. Haideți să discutăm, noi vă invităm în fracțiune să veniți să discutăm ceea ce avem de discutat. Deci reveniți la propunerea inițială, jumătate de oră sau o oră jumătate pauză și discutăm, pe urmă revenim. Cred că avem ce de discutat. Am anunțat examinarea și dezbaterea proiectului 428 ce ține de grădinițele din Găgăuzia. Vom examina acest subiect, după care voi declara o pauză și voi vizita fracțiunea Partidului Socialiștilor.